există. Ai nebunit la cap? Vine camionul în pula mea. Cum puteam auzi, se rămâne de la Bacău, dacă mă repuționează. Se oare că se trebuie către Roma, în loc că la ieșură din Bostanță, oare aici și o radar. Vai, dracu, da. Le e frică ce la pula mea să facă Wanda 1. De ce mai e la Roma? Să-mi băutam vodă, că Roma n-ai un radar. Da, dormiți. Ce-am mea să pula toți. Băga mea și pula măta. Boss, nu o lăsați aici, că vin mașini mari, cum poate să iasă de aici? Îmi explicați și mie cum ia curba? Dacă ați lăsat-o așa? Nu o lăsați aici, că n-are cum să iasă încolo. Uite, eu nu pot să iau curba acum. Tu-ți morți, mă, de idiot. Te uiți ca... vaca la curovaci. Da. Morți, mă. Trec cu proștii mei. Tu vă în gură de proști. El are loc mai în față și a parcat acolo unde îi convine lui. Băga mea și pula în măta. Dar prost. Giratorul aici. Palier în terenă pe un car de manual. La McDonald's. E deportat la McDonald's. Nu te băga, mă, pe aici, mă, sugea mea e pula. Bă, da, ia uite-l și pe ăsta. Nu se depășește pe aici, tâmpitule! Ești tâmpit la cap? Înțeles?
Și nu am voie să stau sau ce? Ia fii atent aici, o vezi pe asta? O vezi pe asta? O vezi? Știi ce o sugei? O sugei rău de tot, prostule. Sugei mei pula. Ia uite-o. Bă, te duci, dracu. Mamă, stație. Noi o stația cu locația asta 1030. Ce mama dracului faci cu stația cu coaja asta? Și vreau un instant de 4 milioane de Da, radio, să am așa. Care vine la Buzău? Nu e la Buzău, colegul. Colegul, la dumneavoastră, colegul, la ieșirea de lemn de cu salat către Focșani, aveți un MCV cu fața către Jurat Necu. Vedeți că e un MCV în... Bună apă aici. Bună, bună. Da, bună, bună, bună. Întreabă drumul, bună, bună. Ce fac, bună, dar singur polițist la interior, așa că nu are cum să ia la radar. A, eu fi și greu. Dar n-are voie. Vedeam că MCV-ul a făcut. Unde scrie colegule că n-are voie? Terminați cu poveștile astea, cu arătate, atestate, radar și alte povești. Băi, ia că-mi vrea și că-mi vrea. Băi, colegule, era singur, nu e echipaj și nu are cum opri. El o duce el, nevasta, la servici. Și la fără de pierde. Știi tu sigur, colegule, că nu are cum să te oprească, nu? Te oprește, dar dacă nu e format din cel puțin doi, nu are dreptul. Băi, colegilor, terminați cu povestea astea cu nu are dreptul, nu are nu știu ce. Dacă vrea te oprește, te ia și cu radarul și îți dă și amenzi. Terminați cu prostiile astea, cu SF-urile astea. Că nu are dreptul, că trebuie să-ți arate, e obligat să arate atestatul, radar și alte povești. Băi, colegule, dacă te oprești, dar mai ai tutul pe felicelul ăla, și toate are. Ei, te duci și-a făcut proces verbal și-a terminat povestea. Mai sunt naivi din ăștia care i-au citit pe internet că trebuie obligat să arate atestatul radar, că trebuie să-ți arate ordinul de serviciu. Nu trebuie să arate nimic. Colegule, așa e. Nu-ți numai prostia un cap.